reputația instituției, e vremea pentru un nou început și așa mai departe încă. Da, oficial aceasta a fost declarația ministrului de interne, a fostului ministru, aș putea să spun deja, pentru că se caută interimar. Acum a existat deja o discuție între premierul Viorica Dăncilă și viitorul ministru de interne interimar. O să se facă anunțul astăzi și cel mai probabil se discută despre asta și în CSAT. Și a existat o discuție, dacă tot vorbim de Viorica Dăncilă, și între și Nicolae Moga, pentru că au vrut să vadă exact care este situația acum. Oricum, au avut foarte multe discuții în ultimele câteva zile referitoare la acel raport pe care Ministerul de Interne l-a elaborat, raport despre care a vorbit și premierul într-o postare pe un site de socializare chiar înainte de ședința CSAT. Și spunea că a văzut acolo în raportul Ministerului de Interne o atitudine inumană a unor persoane. Spunea că vrea imediat declanșarea unor proceduri de demitere în ceea ce le privește pe acele persoane. De asemenea, vorbim despre acel grup de lucru interministerial care se transformă într-un comandament, pentru că vorbește tot Viorica Dăncilă de dezinformări și de adevăruri parțiale comunicate cu privire la această anchetă și acest comandament va comunica o dată la 6 ore. Anchetă. Sunt foarte multe discuții importante pe marginea lucrurilor care s-au întâmplat la Ministerul de Interne, pe marginea tuturor analizelor și rapoartelor. Vedem că toate vor fi restrânse până la urmă într-un singur grup. Doar de acolo se vor face comunicările oficiale. Înainte, mai spunea Viorica Dăncilă că a trimis corpul de control al premierului, deci al său, și într-o săptămână va avea un raport prin care va vedea dacă este vorba despre o eroare umană care a viciat procesul de salvare a copilului. Spovații trebuie să suporte rigorile legii. Toate acestea sunt propuneri pe care le face în CSAT. Sunt extrem de dure toate aceste declarații pe care le face Viorica Dăncilă. Astăzi, printr-un mesaj postat, după ce aseară a avut o ședință a Comitetului Executiv Național cu colegii săi din Partidul Social Democrat și le spunea că a fost o perioadă foarte grea și că în mesajele publice nu a fost ajutată deloc de colegii săi, de lideri ai partidului, pentru că și-ar fi dorit unitate și și-ar fi dorit și susținere a guvernului din partea acestora. O să vedem dacă se va întâmpla în perioada următoare acest lucru. Deci toate aceste chestiuni se întâmplă extrem de rapid, extrem de multe discuții are premierul Viorica Dăncilă. Astăzi spuneam că a discutat cu Nicolae.